E onorant și este înălțător. Doar dacă participi la un astfel de eveniment, poți să simți. De transmis prin cuvinte este destul de delicat. Și oaspeți mari astăzi. Da, astăzi avem oaspeți de seamă, ambasadorul Marii Britanii și ambasadorul Serbiei, ca de obicei, pentru că astăzi se mai întâmplă un trandafir în buchetul acesta al acestui monument de respect și de răsplată a sacrificiului pe care soldații sârbi l-au făcut pentru noi, pentru România și pentru Dobrogea. Dezvelim o placă comemorativă pentru medicii, pentru asistentele care au venit și au îngrijit acești soldați bravi, eroi, care și-au jertfit viața pentru ca România, pentru ca Dobrogea să fie liberă astăzi. Ioane. Odihnește-le și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată fecioară, le nădejdea și-au pus spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Această placă comemorativă însepomenirea vecii calicilor tăi fii și a faptelor lor vrince de urmat, iar poporului nostru ajută-i ca sucronia ta necontenit să-ți propășească pe calea binelui, să vinte pe tine Dumnezeu părinților noștri, acum și pururea și în vecii vecilor. Se binecuvântează placa aceasta comemorativă, prin copilul cu aceasta posfințită. Mâine Tatălui și al Fiului și al Sfântului, amin. Sfințează Sfințirea placa aceasta comemorativă, prin copilul cu aceasta posfințită. Mâine Tatălui. Robilor tăi, unde nu este durere. Dragi prieteni, dragi prieteni, acum 101 ani, în Dobrogea, au avut loc lupte grele și sângeroase în care sârbii și românii au luptat alături ca frații, împotriva dușmanului comun pentru libertate și dreptate. În mai puțin de două luni, luptând contra unui inamic mult mai puternic, prima divizie de voluntari sârbi a pierdut aproape jumătate din efective, 8.531 de persoane moarte și rănite. Această criptă memorială constituie o casă pentru eternitate pentru peste 3.000 de ofițeri și soldați sârbi căzuți pe câmpul de bătălie. Acest monument este expresia unei recunoștințe comune și profunde față de predecesorii noștri și constituie o legătură indisolubilă dintre poporul sârb și poporul român. Este o dovadă de prietenie, de înțelegere, respect și cooperare între Serbia și România. Sunt foarte încântat să mă aflu aici, la monumentul eroilor sârb, comemorând eroismul prima divizie de voluntari sârb și infermierele Spitalului Femeilor Scoțiene. Sunt încântat că evenimentul de astăzi iluminează povestile remarcabile ale infermierilor scoțiene. Asociația Spitalelor Femeilor Scoțiene a fost bazată pe două piloane principale, patriotism și drepturilor femeilor. Ministerul de Război Britanic a respins solicitarea Spitalelor Femeilor Scoțiene să îngrijească soldați vătămiți. Liderul, Elsie Inglis, a oferit serviciile unității către alte guverne din alianța, fapt care a fost primit pozitiv de către guvernul Serbia. Asistențele lui Elsie Inglis au lucrat prima oară în Serbia.
că au fost capturate de către forțele austriace. După ce au fost eliberate, au decis să lucreze cu prima divizie de voluntari serb, care au fost trimis pe frontul Dobrogean de către Ministerul Apărării al Rusiei. Înființând primul spital chiar aici, în Megidia, Elsie Inglis și infermierele ei au servit cu mult profesionalism și curaj într-un teatru de război foarte dificil, obligându-le să se retragă de numărate ori, fiind obligate să înființeze spitale noi de fiecare dată. Infermierele au tratat nu doar soldați serbi, ci și soldați români și ruși. Ne-am adunat azi aici, la Monumentul Eroilor Sârbi din Megidia, un adevărat simbol al prieteniei dintre români și sârbi, pentru a aduce un omagiu eroilor sârbi, ruși, cehi, floțieni, care au luptat pentru apărarea Dobrogei. Divizia sârbă de voluntari a înscris pe pământul Dobrogei o pagină de eroism în bătălia din 1916. Pentru actele lor de bravură, 11 ofițeri sârbi, în frunte cu comandantul diviziei, au primit cel mai înalt ordin militar românesc, Mihai Viteazul. Amintirea ale frăției de arme româno-sârbești din acea vreme, uniforme, arme și actele lor, obiectele personale ale voluntarilor, pagina ale jurnalelor de front, listele și portretele ofițerilor sârbi, pe pieptul cărora a fost prinsă prestigioasa distinție, au un loc de cinste în Muzeul Militar Național Ferdinand I din București și la filiala Constanța. În timpul Primului Război Mondial, pe toate fronturile importante, în rândul personalului medical însoțitor armatelor româno-rusă-sârbe și nu numai, s-a numărat și un grup de infirmiere voluntare scoțiene. Acestea proveneau din organizația denumită Spitalele Femeilor Scoțiene. Primul ministru sârb, Nicola Pajici, a cerut ajutorul diviziei medicale a doctorului Elis Inglis pentru ajutorarea diviziei I de voluntari sârbi trimisă în Dobrogea. La Megidia, doctorului Elsie Inglis i-a fost acordată o baracă militară pentru a folosi drept spital. La fel cum scoțienii au acordat încă în 1925 numele acesteia unui spital, în numele acesteia un spital din Edinburgh, nici noi nu trebuie să uităm exemplul de filantropie, devoțiune și curaj al doctorului Elsie Inglis, oferit aici în România, cât și pe toate fronturile Primului Război Mondial. La împlinirea 99 de ani de la încheierea Primului Război Mondial, ziua armistițiului este marcată de ceremonii și de puneri de coroane în întreaga lume. Circa 20 de milioane de persoane și-au pierdut viața în cei 4 ani de război. Armistițiul de la Camp Hank era ultimul dintre cele 4 armistiții încheiate în același an, în 1918. La Monumentul Eroilor Sârbi din Megidia, un simbol al prieteniei între România și Serbia, aducem un omagiu eroilor români, sârbi și scoțieni care au luptat pentru apărarea Dobrogei. Azi este și ziua veteranilor, care a fost instituită în 2014 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat. Treaba.